Toată gloria și lauda în dimineața aceasta să o ducem celui ce o merită, Dumnezeului nostru măreț. Cu ceva ani în urmă, doi profesori de la Universitatea din Oxford, ei au vrut să pună capăt mitului despre Hristos. Și într-o vacanță de vară au pornit să adune dovezi, să demonstreze la toată lumea că aceasta este doar un mit. Însă când a trecut vara și au adunat documentele și dovezile, s-au întâlnit și nu știau cum să înceapă vorba unul cu altul, că unul mai îndrăznit a spus: colege, nu știu cum să încep, dar eu am ajuns la alte concluzii la care am pornit. La care și celălalt a spus: și eu am ajuns la aceleași concluzii care ai ajuns tu. Pentru că dovezile care le-am adunat, toate au confirmat invers ce am crezut noi. Pentru că acolo, la Ierusalim, pecetea romană care purta autoritatea romană și nimeni n-avea curajul să o rupă pentru că te pedepsea cu moartea, și totuși în dimineața învierii ea a fost ruptă. Piatra cea mare de 2 tone a fost dată într-o parte și bravii ostași romani, în fața cărora au tremurat țările din jur pentru că le-au ocupat pe toate, de data aceasta tremură ei și s-au căzut ca morți. Mormântul e gol și un grup de ucenici care erau fricoși, ascunși, dintr-o dată capătă o putere și transformă lumea. Și toate acestea ne conduc la un singur gând, că Domnul nostru Iisus Hristos este viu. Și în dimineața învierii ne amintim despre măreția Lui, că El este viu, slavă Domnului! Ce siguranță ne aduce învierea Domnului Iisus Hristos? Lumea în care trăim e o lume plină de incertitudini. Nu așa că când ne-am căsătorit, acolo se dau promisiuni frumoase. Acolo, ca bărbați, am promis că vom iubi soția toată viața, că vom fi buni, răbdători, înțelegători, plini de bunătate, acoperim totul, așa e dragostea. Și ele, la rândul lor, au promis că vor fi supuse, vor fi ascultătoare, ne vor respecta. Numai că cine ne garantează că pe tot parcursul vieții chiar așa vor fi lucrurile? Domnul să ne ajute să fie așa! Dar trăiești câteodată cu incertitudinea, că nu totdeauna poți fi încrezut că așa vor fi lucrurile. Cine are copii, investim mult în copii și au cântat frumos și trăgem nădejde că ei vor fi o binecuvântare pentru noi și ne vor duce onoare și când vom ajunge bătrâni, nu ne vor duce la casa de bătrâni, dar ne vor respecta. Și am mai văzut și părinți care au crescut mulți copii, dar au rămas singuri. Trăim cu incertitudini. Ai un lucru, cine îți garantează că va fi totdeauna așa? Va fi bine? Ai sănătate și nimeni nu-ți poate garanta că va fi sănătate? Trăim într-o țară unde sunt niște granițe, unde sunt păzite de armată, de poliție. Numai că cine îți poate garanta că într-o zi nu se vor rupe gardurile, granițele, cum s-a întâmplat la noi în țară? Și așa avem sute de incertitudini cu care trăim și de aici. Anxietate, durere, retrăire, stres, neliniște, pentru că viața în care trăim sunt atâtea incertitudini. Dar în dimineața învierii aș vrea să ne uităm la câteva lucruri sigure pe care le aduce învierea Domnului, pe ceva ce ne putem baza. Și primul lucru am vrea să ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Cine au fost la rugăciune s-au citit deja dimineață acolo cu grupul de rugăciune aceste versete frumoase în care se descriu aceste femei care des de dimineață, Matei 28:1, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Au văzut minunea aceea cum piatra e dată la o parte, au văzut îngeri și la versetul 8 spune așa: ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată
că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, amin. Iată un grup de femei care au avut o zi în viața lor în care s-au întâlnit cu Iisus și au hotărât să-L urmeze pe Iisus. Luca capitolul 8, versetul 2-3, descrie că acolo erau niște femei și era Maria Magdalena, care a hotărât și ea să-L slujească pe Iisus. Și spune așa, femeile acelea umblau cu Iisus din cetate în cetate și îi slujeau cu ce puteau. Ele au făcut o alegere importantă în viața lor. L-au urmat pe Iisus, au părăsit Galileea, țara, partea din nord a țării, și au umblat prin sate, pretutindeni. Nu știu cum a reacționat familia lor, părinții lor, poate bărbatul, poate copiii, poate rudenile, colegii. Ce vă este de cap vouă să lăsați? Aveți religie, aveți cărturari, oameni care știu carte. La templu sunt preoți, se studiază mult, sunt bătrânii plini de respect. Ei nu umblă de urma lui Iisus, dar voi v-ați găsit? Și totuși le-au continuat să meargă. Numai că s-a întâmplat după o perioadă de timp că pe Iisus, pe liderul pe care l-au urmat și l-au slujit, l-au arestat, l-au bătut și au bătut joc de el, până la urmă l-au răstignit. Și în ziua aceea de joi, când a fost luat Iisus, în ziua de vineri, ele au văzut toată cruzimea aceasta, cum este tratat liderul lor, în care și-au pus încrederea și l-au slujit cu inimă, părăsind totul. A fi ucenic înseamnă să-L iubești pe Domnul mai mult ca pe soț, dacă nu ești vrednic să fii ucenicul Domnului. Amin. Și aceste femei a trebuit să se trezească într-o zi că cel pe care l-a slujit este mort, e îngropat, s-a terminat cu el. Cum a fi fost ziua de vineri? Ce-au retrăit ei? Casă. Când vom veni în Galileea și vor veni vecinii despre care le-am spus despre Iisus și probabil a spus, nu-i treaba voastră să urmați, aveți familie, aveți treburi, ocupați-vă. Oare cum o-mi da ochii cu ei? Oare ce nu îmi spune la rudenia noastră? Și cu aceste sentimente, cu aceste calcule, poate a venit în mintea lor îndoială și s-au fi gândit, oare bine am făcut că odată în viață am hotărât să-L urmăm pe Iisus. Dar a venit ziua învierii. Și prima asigurare în ziua învierii este următoarea. Învierea Domnului ne asigură că n-am greșit atunci când am ales să-L urmăm pe Iisus. Pentru că Iisus a biruit moartea. Toți acei care aveau religie, cum venea fratele Marius, se considerau religioși și aveau cu ce apăra. Erau departe de Hristos, însă în ziua învierii, iată aceste femei au ajuns la concluzia că n-au greșit atunci când au ales să-L urmeze pe Iisus. 34 de ani în urmă, la vârsta de 70 ani, am ales și eu pe Iisus. De atunci am trecut prin multe evenimente în viață, dar niciodată nu-mi pare rău că L-am ales pe Iisus. Iisus e Domn! Iisus e mai putere de orice putere există în univers pentru că a dezbrăcat domniile și stăpânirile. El stă acolo la dreapta Tatălui. El e Domnul nostru. În Duminica Învierii, fiecare dintre noi, indiferent prin ce îndoieli am trecut, trebuie să fim siguri de ceva. Multe lucruri nu sigur în viață, dar unul sigur, n-am greșit atunci când am hotărât să-L urmăm pe Iisus. A doilea lucru ce aș vrea să ne uităm la aceste femei e că ele când Iisus a fost arestat, au mers de urma Lui. Când Petru, când ucenicii au părăsit și au fugit, femeile acestea totuși au continuat să fie acolo. Și evanghelistul Matei special amintește versetul 55 din capitolul 27
după toate grozăviile ce se întâmplă acolo, spune așa, acolo erau și multe femei care priveau de departe, ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Aceste femei l-au iubit pe Domnul, numai că ochii lor au văzut cruzimea poporului evreu ce au făcut cu Domnul lor. Acolo, dacă citim capitolul acestea 27-26, vedem că toți și-au bătut joc de el. Irod, preoții cei mai de seamă, cărturarii, farisei, Sinedionul, cele mai respectate autorități au privit spre Hristos cu batjocură, până și ostașii își băteau joc, trecătorii treceau și își băteau joc și spune pe alții, le-a mântuit să se coboare de pe cruce, să se salveze și pe el dacă e așa de mare mântuitor. Până și tâlharii, la început amândoi, spune Matei, îl batjocoreau pe Iisus. L-au bătut? Au pus cununa de spini? L-au răstignit? Am fipt sulița și în toate acestea lucruri s-au întâmplat sub privirile acestor femei care le-au iubit. Ce se întâmplă în inima ta când cu cineva drag al tău se întâmplă lucrurile acestea? Nu e așa că te doare inima? Nu e așa că suferi și ai o durere? Am văzut o femeie, trebuie să mă departe de cimitir, care a murit fiul și în repetate rânduri, cu fața tristă, mergea și plângea la mormânt. Femeia acestea a avut o durere mare în suflet. Însă a venit ziua învierii. Și ziua învierii mai ne asigură de ceva. Învierea Domnului ne asigură că nicio rană nu va rămânea nemângâiată dacă cu adevărat îl slujim pe Domnul. Maria sta și plângea. A văzut lucrurile ce se întâmplă, dar Hristos, când a înviat, a venit la ea și la un moment dat i-a spus pe nume Marie. Și când i-a spus pe nume, i-a spus Rabune, învățătorule. Domnul Iisus a văzut rănile acestor femei și le-a mângâiat în dimineața învierii. Și noi avem multe dureri. În dimineața aceasta, cel care e viu, știe care sunt cu adevărat slujitorii lui, care în smerenie caută fața Domnului. Și vreau să vă spun că, cu adevărat, nicio rană nu va rămânea nemângâiată în ziua învierii. Că cel a înviat și are timp pentru noi, are interes, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cu mulți ani în urmă, străbunica mea, născut în secolul XIX, mai prins-o, a avut un fiu, printre altele un fiu, mare, a făcut armata la București, a păzit regele în garda regală. Când au venit rușii, l-au arestat și l-au trimis în Rusia și acest om care era ca o floare, era un băiat care l-a iubit mult, a murit acolo în pădurile din Tomsk. Și străbunica mea a avut o rană adâncă, sufletească, era la biserica ortodoxă, a spus preotului, a făcut tot ce i-a indicat, însă rana aceasta nu s-a tămăduit. I-a zis, du-te la Mănăstirea Sfântului Ion în România și acolo du ceva și îți va trece. Ea a mers, a văzut, s-a întors înapoi și rana tot nu-i tămăduită, dar într-o seară a mers într-o casă, a auzit că se adună pocăiții. Și a mers acolo și acolo cânta cântări și s-a citea simplu din cuvânt. Și inima ei a fost atinsă de Hristos cel înviat și s-a întors la Domnul și copiii și acum eu, nepotul și generații după generații, pentru că printr-o rană care a fost în suflet, Hristos cel înviat ne asigură că nicio rană nu va rămânea nevindecată, fără să-și aibă milă de rănile noastre, pentru că El e bun cu noi. Și mai vreau să vă spun un lucru despre aceste femei. Ele au avut o misiune, îl slujea pe Iisus. Cu ce puteau? Ce puteau face o femeie? Dar cu ce aveau? Ele stau în umbră, Evanghelia puțin vorbește. Doar atât. Spune că erau niște femei care mergeau din loc în loc și slujeau cu ce puteau. Cu mâncare, cu ajutor, spăla, nu știu ce făceau pentru Domnul. Și când a murit Hristos, lucrarea lor s-a terminat. Liderul noi, ce vom face oare? Însă, învierea Domnului Iisus Hristos ne asigură că
Avem în lume o misiune specială. Avem o lucrare la care ne cheamă Domnul. Cel mai frumos mesaj al învierii l-au purtat pentru prima dată niște femei, nu-i așa? Nu ucenicii care știau mult, dar niște femei. Pentru că Iisus a spus, duceți-vă, duceți-vă și spuneți la ucenici. Și Evanghelistul Ioan spune că Maria Magdalena a vestit ucenicilor învierea. Dacă le-am fi văzut cum mergeau ele spre mormânt dimineață posomorâte și să le văzut cum zburau înapoi cu vestea bună, nu-i mort, îi viu. În ziua învierii, Domnul Iisus ne amintește și nouă că avem o misiune specială în lumea aceasta, de a duce Evanghelia la orice făptură. Evanghelia se duce nu numai aici, la Ambon, unde predicăm. Sunt atâtea locuri unde ne-a așezat Domnul, unde predicatorii și evangheliștii mari al lumii nu vor ajunge. Acolo, la lucru unde lucrezi tu, pe stradă unde locuiești tu, dar ești acolo să-i spui Domnului. Străbunica mea, Paraschiva, toți care veneau în casă cu diferite slujbe să controleze, ea le întreba cu simplitate de femeie, tu-l cunoști pe Domnul? O, noi nu îndrăznim să spunem. Și ea l-a vestit ca o evanghelistă la toți. Noi avem o misiune, dar atunci am înțeles că Domnul mă cheamă și pe mine să vestesc Evanghelia. A fost un timp când am plecat la 11.000 de kilometri în Orientul Îndepărtat, în Consomorți pe Amur, acolo la nord de China, ca să stau timp de un an într-un oraș unde era total comunist, unde a fost mulți pușcăriași, acolo se faceau submarinele a armatei Rusiei. Ce ne face pe noi să părăsim totul și să mergem? Hristos cel înviat. El ne dă o misiune. Mai sunt atâtea sate în Bucovina și avem povara aceasta pe umerii noștri. Continuăm să lucrăm în direcția aceasta. Și drept că când mergi într-un sat, acolo nu-s mulțimi, acolo nu-i public, acolo nu-i slavă. Și nu toți au curajul să meargă. Pe drumurile cele pline de noroi și când ninge sau plouă tare, nici nu putem să ajungem acolo. Dar și acolo cineva trebuie să meargă, să ducă cel mai frumos mesaj, că sunt oameni care trăiesc în întuneric și Iisus în viață îi libereze și pe ei. Numai că trebuie să fie oameni care sunt puși la dispoziția Domnului ca să slujească. Chiar dacă sunt atâtea incertitudini în viața în care trăim noi, în dimineața învierii vreau să vă asigur de ceva. Unu, noi n-am greșit atunci când am ales să-L urmăm pe Iisus. El ne așteaptă acolo. În dimineața învierii, vă amintesc că nicio rană nu va rămâne nemângâiată dacă cu adevărat îl slujim pe Domnul. Și în dimineața învierii, vă amintesc că fiecare dintre noi avem o misiune atât de specială în lumea aceasta, să-i slujim Domnului, să ducem Evanghelia, să ne ocupăm cu copiii, să ne rugăm, să facem lucrările la care ne-a chemat, pe fiecare după puterea care ne-a dat-o Domnul. Și Domnul să fie lăudat. Amin.